Astăzi, în sfârșit, la o lună după ce am făcut accidentul, mașina mea este gata. Din câte observați, nu doar că a fost gata mașina în mai puțin de o lună, pentru că a durat până au intrat actele și tot ce trebuie, dar am putut să aducem și o nouă îmbunătățire, și anume bara asta M, care mie sincer mi se pare că arată super șmecher, adică într-un fel merită banii bara asta M. Singura chestie, nu știu, scrieți voi în comentarii că eu am mixed feelings. Astea ar trebui să rămână cromate sau să le fac negre? Bine, faza e că voi încă nu știți ce culoare o să încolantez mașina, dar nu știu sigur dacă s-ar potrivi cromul ăsta pe colantul pe care o să-l pun. Hai să tragem și capota să vedem ce sub ea, să vedem cum arată. Hai să vedem reacție la capotă și... Bă, mie nici măcar nu-mi vine să cred că a fost lovită. Fix așa arăta înainte. Bine, puțin mai rău arăta înainte că era asta murdară. Dar cum am făcut-o așa, gen, repede? A, uite, asta e tot țăria mea, că începe cu W. Bă, nicio... Bă, sunt curios dacă apare dauna deja pe car vertical. O să încercăm mai încolo să vedem. Asta este toată reparația. A avut un cost de 25.000 de euro pentru că am schimbat ambele aripi, ambele faruri, bara, grila, potele alea, capota, calculatoare și o grămadă de alte chestii. Adică, spre exemplu, chestia de aici la care ei zic distronic și pentru care Robert m-a certat. Robert este Robert Dumitrescu de la Bavaria, de la Daune, care m-a ajutat să repar mașina într-un timp record. El mi-a zis că chestia asta se numește Active Cruise Control și că chestia asta trebuie reglată la milimetru din nu știu ce dracu de oglinzi și chestiile astea au adăugat la timpul de reparare al mașinii. Dar, sincer, mi se pare că merită cum arată până la urmă. Hai să intrăm și puțin la interior să vedem ce se întâmplă aici. Așa, suntem în mașină, hai să dăm și noi un start. Din nou, cum îmi place mie, nu se aude absolut nimic. Ce bine. În sfârșit pot să mă bucur și eu de volanul ăsta superb alb pe care mi l-a făcut Bogdan de la Vivacy. Băi, că ți-ai dorit volanul ăsta și băieții de la Bavaria au spus că este un volan foarte reușit. Da. Dar au zis că este o eroare când s-a întâmplat accidentul, fără ca noi să le spunem că volanul nu are nicio... Da, problema e că arăta acolo o eroare că nu mai mergea încălzirea din volan. Dar faza e că volanul ăsta n-a avut niciodată încălzire în el, pentru că am luat altul. Știți deja voi din vlogurile alea mai vechi. Uitați-vă înapoi la ele dacă nu știți despre ce vorbesc. Sincer, nu m-aș fi așteptat niciodată în viața mea să fie gata mașina atât de repede. Având în vedere că, păi da, două săptămâni au fost actele. Da. Asta e faza. Și o săptămână reglaje. Nu știu câți dintre voi ați văzut vlogul celălalt în care citeam daunele, dar practic când s-a întâmplat accidentul, a intrat mașterul și mi-a luat toate plasticele de pe față, care, ca să vezi, sunt super ușor de înlocuit. Fericirea mea este că nu a atins niciun punct din structura mașinii și încă e safe să conduci mașina, ceea ce pe mine mă bucură, pentru că aș fi fost foarte trist să trebuiască să o vând. Pentru că, efectiv, sunt drăgostit de mașina asta, deși nu e bine să vă atașați emoțional de lucruri. Trebuie să-i dau și o cheie. Ce e aici? E un cadou pentru tine, că luna asta m-ai dus peste tot unde am avut nevoie, eu nemai având mașină. Nu pot să cred. Da. Chiar este pentru mine? Da. Faci tu asta pentru tatăl tău? Da, da, da. Îți mulțumesc. Vrei să deschid eu? Sau nu, hai, deschide-l tu. Acum vine să plâng, dar îmi vine să plâng. Oamenii nu știu de pe vlog. Deci, de ceea ce îmi vine mie să plâng. Ești copilul meu, ești băiatul meu, cel mai frumos și cel mai deosebit băiat. Singurul. Aș trece și prin foc, și prin apă, și pe oriunde. Dacă acum ar spune un medic ca copilul meu să meargă mai departe, trebuie să-i dau o mână, trebuie să-i dau un ficat, trebuie să-i dau un rinichi, trebuie să-i dau inima, eu ți le aștept. Eu am trăit. Tu trebuie să trăiești. Și pot să spun că este un ceas, chiar mi-am dorit de mult. Este un ceas automatic. Da, l-am primit de pe site-ul Trend Him, care este și sponsorul acestui video. M-au ajutat să fac aici o surpriză super frumoasă pentru tatăl meu. Hai să-l punem la mână să vedem cum se vede. Îți mulțumesc și ție și le mulțumesc și lor. Da. Este un ceas care se vede prin el. What the fuck? Deci se vede prin el. Cum dracu merge asta? Spuneți voi dacă vă place acest ceas pe care l-am primit cadou. Deoarece o lună de zile am fost și șofer și tată și cărăuș de el și de prieteni și așa mai departe. Spuneți voi dacă părinții voștri fac asemenea lucruri pentru voi
Și dacă fac, să le mulțumiți în fiecare zi că există, să le mulțumiți că v-au făcut, că v-au educat și cam atât am avut de spus. Și mai am aici un cadou în spate, mai am aici un ceas pe care îl vede joi că e mai șmecher pentru că e așa mai mare. Ceasul ăsta vreau să-l fac cadou cuiva care își cumpără ceva de pe Trendhim și îmi trimite un screenshot pe Instagram, nu știu, poate își cumpără o brățară, o ceva și vin eu cu cadou și îi completez acolo outfit-ul cum trebuie. Hai să ne uităm și puțin la el. Mamă, ia uite-l cum iese al drecu. Oh, cum iese. Ia uite-l. Pentru cine nu știe ce este Trendhim, este cel mai șmecher site de accesorii bărbătești unde poți să-ți completezi orice fel de ținută. Adică, de exemplu, dacă ți-ai luat o cămașă, o ceva și nu dă bine pe tine, bagi o curea de la ei sau un ceas sau un buton sau ceva de genul și o să ai de cel puțin 2-3 ori mai mult stil. Așa că dacă vreți să vă cumpărați ceva de la ei de pe site-ul, să-l aveți în descriere și nu uitați să folosiți codul SBR15 ca să aveți și o reducere și să fie totul cum trebuie. Deci suntem în drum spre casă. Băi, deci nu pot să vă explic sentimentul să poți să-ți conduci mașina după o lună. Fai de capul meu cât de fericit pot să fiu. Deci luna asta, sincer, a fost extrem de grea. Nu m-am gândit niciodată că așa de important este să ai o mașină. Și eu, nemai având nicio mașină, pentru că pe mașina mea veche am dat-o de Crăciun, bă, n-am avut ce să mă mișc, ești nebun, mă rogam de pain, du-mă și pe mine acolo. Ioana, lasă-și mie mașina, Gami, lasă-și mie mașina. Tati, hai să mergem acolo. Băi, deci nimic n-am putut să fac luna asta. Și acum, sincer, simt așa ca și cum aș fi luat o piatră de pe inimă că m-am întors la mașina mea. Și vai de capul meu, cât de bine. Și acum mergem în cartier să luăm reacția prietenilor mei, să vedem cum li se pare reparația asta și cât de repede s-a terminat. Așa, bă, Robi, deci ești gata să-ți prezint mașina? O văd, e genială. O iubesc. Păi, n-am văzut să coboare, doar că a lăsat, a avut el o campanie cu un laptop și a lăsat acum. Da, și am venit și l-am văzut și arde. Scuze, Daniel. Doamne, cât de frumos e. Asta e bara el, nu? Da, asta e bara el, da. Băi, e totul alb. Nu, și uite asta. În viața mea nu am văzut un volan BMW alb. Nici eu. Până și chestiile astea de la centură sunt albe. Da. Cât de tare. Mamă, cum e camera asta. Uite-te. Și acum dacă-ți comuna mă văd? Nu. Uite. Cât de tare! Suntem în GTA. Da! Mă dă niște din spate să fim fix ca în GTA. Ia. Genial! Nu vine să cred! Strana untru prin noi, tranziție. Zici tu așa puțin de asta? Deci de asta? Da. Ai cam ținut? Băi, nu mă așteptam! Nu? What the fuck? Mai ține puțin. Ok, nu se compară cu seria 5 pe care l-ai avut. Da, mă, niciodată! Ce bă, ai văzut cum ai ajuns sau? Ai de capul meu! Bă, n-am văzut bara prea bine. Vreau să văd cum e bara asta. Vai de capul meu, cât de top arată, nu pot să cred. Dude, efectiv schimbă toată mașina. O face puțin mai agresivă. Sau doar mie mi se pare. Bă, chiar e mai agresivă. Da, aici ar fi tare să... Să le fac negre? Da, să vopsești elementele astea. Poți să văd interiorul? Tu știi că eu nu ți-am văzut interiorul la șeptar niciodată? Mamă! Wow! E casă, bă! Leon! Ia zic cum e asta. Cel mai tare lucru. Toată lumea a observat asta pe vlogul meu. Cât? Deci are soft-close. Bă, frate, de ce arată mașina asta ca și sufrageria mea? Ești nebun? Efectiv, e casă. Mamă, băi, nu-mi vine să cred. Eu nu pot să mă dau așa în față sau așa în spate în Mustang. La mine... Acolo e, cam acolo. Mamă, dar uite-l acum pe Robi. Ia uite-l cum stă în spate. Ești nebun. Bă, tu știți că Robi e matahala, are 2,10 m. Da, Robi e matahala, efectiv. Nu înțeleg, frate. Bă, 320? Bă, nu cred că e atâta. Ia vezi speed, bă. Nu te cred. Nu te cred, cât de... Bă, ești nebun. Băi, când ai luat speed bump-ul ăla, cât ai avut? Nu, ai avut 15 la oră. Nu, 20. Da, 20-25 ai avut la oră. Băi, ești nebune dacă iau un speed bump cu 25 la oră în Mustang, îl simt, știi cum? Bă, nu pot să cred. Băi, zici că e un joc. Băi, e ca un joc. Uite că se mișcă. Băi! Nu cred! Wow, cât de tare! Băi, fii atent.
Ba, câtă tehnologie, ești nebun la cap. Uite, uite, uite cum se parchează. Nu pot să cred. Stai să vedem pe Robi. Ia uite-le. Uite pe Robi afară. Mai du-te, mai du-te. Mai du-te. Mai... Acum, perfect, stăți amândoi. Auzi? Da. Vrei să faci schimb de mașini? Pentru o zi. Ok, ok. Conduci tu Mustang-ul și conduc eu Sheptar. Așa facem. Bă, ce jante sunt astea? Jante BMW și spă 19. Spă 19? Da. Și oare nu găsești să cumpere alte jante BMW, dar gen puțin mai șmechele? Nu știu, zici să ne schimbă genul astea cu cauciucurile de iarnă. Mă gândeam, nu știu, să-mi cumpăr altă pereche de jante cu tot cu cauciucuri de vară. Da. Bă, da, ai putea, dar fii atent, eu zic să iei tot pe 19. Tot pe 19? Simți, dar nu știu, la 20. Da, dracu, mai iau altele. Mă gândeam, gen, da, ori să-mi iau pe 20. Așa. Ori pe 21, 22, așa. Da, o să strice confortul. Da, strică confortul, ai idee. Raluca s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1.000.000 de abonați, voi mări premiul la 1.000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.